toamna aceasta, televiziunea Prime ne surprinde și ne bucură cu noi proiecte interesante și de viață. Vorbim despre emisiunea Destine cu Adrian Prodan, care va aduce în prim plan viețile oamenilor cu durerile și bucuriile lor, fără retușuri, exact așa cum sunt ele. Mai multe despre proiect aflăm chiar de la prezentatorul și realizatorul emisiunii, Adrian Prodan. Bună și bine ai venit! Bună, Veronica! Sunt sigură că ești așa foarte ocupat acum, dar îți mulțumim că ai găsit timp să vii la noi și să ne povestești și chiar asta o să te las să faci acum. Zine, când apare emisiunea, de când până când și despre ce este? Emisiunea este despre destine, așa cum ai zis-o tu, și mi-a plăcut că ai zis că fără retușuri viețile oamenilor... Așa am observat... Va fi fără retușuri. A zis că muncim mult. Într-adevăr, se muncește acum foarte mult, pentru că, ne lansăm curând. Este o emisiune despre istorii de viață ale oamenilor, așa cum n-au mai fost spuse la TV, pe micile ecrane. Oamenii ies în fața camerelor și își povestesc viața, își povestesc durerea. Își povestesc prin ceea ce trec ei, așa cum o știu ei. Dar zi-mi, cum îi convingi? Care este secretul? Pentru că despre bucurii ar putea vorbi mai mulți, dar să-și deschidă sufletul, să-și spună tristețea sau durerea, o fac mai puțin. Tu însă reușești să scoți din ei, da, toată această, nu pot să zic informații, să zicem experiență de viață. Cum îți reușești? Știi că la început mi-a fost mai greu, însă am zis că trebuie să fac asta atâta timp cât eu sunt ca ei. Eu am crescut în durere, am trecut prin greutăți mari în viață, am avut o copilărie foarte, foarte grea, nu o doresc nimănui și asta oamenii simt. Simt când cel care intervievează omul din fața lor este ca ei. Îi înțelegi, îi empatizezi. Exact. Dar nu știu acum dacă mi-ar reuși mie cumva să te fac pe tine să-ți deschizi sufletul, dar dacă ai putea să deschizi niște paranteze și să ne spui despre ce, adică cum a fost copilăria ta, ce chiar a fost simt, cel mai... Mă scuz, chiar mă simt așa mai puțin neobișnuit, pentru că sunt în postura eroilor mei. Știi, de fiecare dată mă încearcă niște emoții, dar probabil că greutățile astea m-au făcut și mai puternic. Mi-am pus niște scopuri în viață și am mers și le-am atins. Da, a fost greu în copilărie. Greu, vorbim chiar de violență, vorbim despre lipsuri materiale. Mama fiind victima violenței în familie, eu copil, sora copil... Cumva am fost martori direct la cele întâmplate și asta să știi că mulți spun că timpul le vindecă, dar nu este așa. Nu este adevărat. Eu fiind copil mi-a rămas acolo în suflet și cumva mi-e greu când un personaj, o femeie vorbește despre violență și o înțeleg foarte bine pentru că eu asta vedeam în familie. Mulțumesc că acum este bine în familia mea, dar din păcate, eu fiind copil, sora, am avut parte de astfel de momente și nu doar, mă rog, a fost dificil, mâncam mămăligă și chefir, lăsat să spune chișleac și mergeam toată ziua împreună cu părinții și trăgeam sapa în soare. A fost dificil, dar să știi, Veronica, că chiar uneori mulțumesc că nu știu, poate sună straniu. Aceste lucruri m-au făcut chiar într-adevăr puternic, pentru că de mic îmi doream, când eram la gimnaziu, poate uneori mama nu avea ce să-mi cumpere, să merg de îmbrăcat, să merg la școală și eu mă rugam că o să termin gimnaziu, următoarea treaptă este liceu, după care universitatea. Și asta mi-a dat putere. Deci nu îți puneai scopuri pe un viitor foarte îndepărtat, da? Te gândeai să termini școala și să urmezi gimnaziul. Adică dar cumva aveam pas acolo cu un pas vis. Le-ai luat. Aveam acolo un vis ca să ajung undeva. Să nu am copiii, familia mea, să nu aibă viața pe care am avut-o eu. Și de ce nu, astăzi mă bucur că eu am posibilitate să-i ajut eu pe părinții mei și cei ce nu au putut mama să-mi ofere, familia, încerc eu acum să le ofer. Eu să-i asigur cu de toate cei ce le-au lipsit lor,
atunci când eu eram copil și nu putea să-mi dea mie. Și dacă e să ieșim un pic din familie, ai reușit chiar mai mult, ai reușit să aduci istorii de, sau să inspiri încredere oamenilor necunoscuți, da, eroilor proiectului tău, să îi aduci în emisiunea ta, să îi motivezi cumva și pe alții care se regăsesc probabil atunci când văd aceste istorii de viață. Dar să știi că nu este ușor, ziceam mai devreme la început, că nu este ușor să-i convingi pe oameni. Pentru că din păcate, oamenii mai gândesc ce o să zică vecinul, ce o să spună satul. Îmi imaginez, mai ales oamenii noștri fiind cumva mai închiși, acceptă mai greu. Dar cum îți reușește totuși până la urmă? Care, iată cum... Cheița. Da. Cheița. Nu știu, poate sunt ca ei, am zis-o. Și-i simt asta. Și poate faptul că, uite, proiectul vostru nu se filmează într-un studio, da, adică nu vin oamenii la televiziune, dar mergi tu la ei acasă. Așa este, așa este. Am avut un caz, deschid puțin parantezele, am avut un caz, o doamnă, am convins-o aproximativ o lună de zile, mă rog, am convins-o, am discutat cu ea și explicam că, doamna Olga, dacă dumneavoastră o să ieșiți și o să povestiți despre boala de care suferă copilul dumneavoastră prin... violența prin care ați trecut dumneavoastră, asta nu este o rușine. Dumneavoastră ați ieșit și v-ați povestit istoria de viață. Poate în istoria dumneavoastră se regăsesc alte femei prin care acum trăiesc ceea ce ați trecut dumneavoastră. Și până la urmă a ieșit o emisiune frumoasă ca după difuzare să mă sune doamna și să-mi zic: Adrian, îți mulțumesc mult, parcă mi s-a luat o piatră de pe suflet. Și într-adevăr noi filmăm la eroi acasă, mergem la ei. De ce? Pentru că dacă i-am adus și pe oameni în studio, reflectoarele, camerele de camerele, exact, nu o să dea emoții, nu o să dea povestea pe care o au ei. Dar acasă, dacă știi tu, și pereții sunt prieteni. Exact, și acolo au emoțiile, sentimentele de care au nevoie și se simt în siguranță, într-adevăr, pentru că aici ori s-ar speria, ori s-ar simți inconfortabil. Este dificil pentru noi ca echipă, pentru că, mă rog, e nevoie să trezești dimineață, dacă e vorba de raionul Edineț, să ajungi la timp. Exact, da. E mai dificil pentru noi, pentru echipa de filmare, dar e mult mai ușor pentru eroi, pentru personaje, și noi ce aici facem, o facem pentru ei. Adrian Prodan, mulțumesc tare mult încă o dată pentru că ne-ai dezvăluit aceste paranteze. Multă baftă îți dorim. Așadar, de luni până joi, Destine cu Adrian Prodan. Mi-ar fi plăcut să vorbim și despre echipă, da? Pentru că faci echipă bună cu producătorul tău și știu că lucrați împreună la acest proiect, dar poate altă dată. Mare, dar facem lucruri mari. Exact, da. Așa este. Și inspirați alți oameni. Mulțumim!